Roagă-te pentru rugăciunea ta. Mă gândesc că sunt puține lucrurile în care am îndrăznit, am acționat, am lucrat, mărturisind sau crezând că se pot face fără rugăciune. În anii 56, în Ungaria, erau niște pancarte mari pe câmp, tocmai rămase din anul precedent, într-un an teribil de secetă. Și totul era pârjolit pe câmp, peste tot, dar pancartele rămăseseră și pe ele scria: fără rugăciuni și fără credință în Dumnezeu, s-au făcut toate aceste recolte. Erau de inspirație sovietică. Iubiții mei, dacă e un lucru pe care credem noi că îl putem face fără rugăciune, acel lucru nu se va dovedi în final decât o capcană pentru sufletul nostru. Prin harul bunului Dumnezeu, aș dori ca la acest sfârșit de an să adunăm împreună câteva gânduri însemnate pentru cel mai însemnat domeniu al vieții noastre de credință, care este rugăciunea. Totdeauna în medicină se urmărește cauza. De unde vine această suferință? Care este cauza acestei probleme? După ce este eliminată cauza, atunci efectul de la sine dispare. Intervenția asupra efectului, cum ar fi calmantele, cum ar fi cosmeticele, intervenția asupra efectului nu vindecă, ci doar acopere pentru o vreme semnele vizibile ale unei boli nevăzute sau ale unei suferințe nevăzute. În credință, cel mai însemnat dintre toate lucrurile este rugăciunea. Este comuniunea noastră cu Dumnezeu. Aceasta este respirația sufletului. Așa respiră sufletul nostru, prin comuniune cu Dumnezeu. Și noi nu respirăm ocazional, ci permanent. De aceea spune Sfânta Scriptură: rugați-vă neîncetat. Haideți să începem cu rugăciune, să învățăm despre rugăciune. Tată, în numele Domnului Iisus, venim înaintea Ta împreună cu ucenicii Tăi de pretutindeni și dintotdeauna să Te rugăm, învață-ne să ne rugăm, învață-ne această știință a Domnului nostru Iisus Hristos. Condu mintea și sufletul nostru, deschide ochii minții noastre și ajută-ne, Doamne, să pricepem împreună cu toți sfinții care este însemnătatea și practica acestei înalte discipline duhovnicești. În numele Domnului Isus. Amin. Mă sigur, nu am îndrăznit în viața noastră să luăm asupra noastră o situație riscantă, cum ar fi să pilotăm un avion sau să sărim cu parașuta sau să, cum sunt tinerii studenți, să opereze pe cineva sau o operație riscantă, vreau să spun. Nu ne-am permis niciodată, în niciun domeniu, să ne aruncăm în așa ceva fără să învățăm înainte. Sunt oameni care pilotează avioane, care sar cu parașuta, care operează în domenii înfiorător de complexe, dar toți aceștia au învățat acest lucru. Deasupra tuturor științelor, ceea ce face să izvorască acea pace care e dincolo de orice știință este rugăciunea. Nu cred că această înaltă știință ar trebui vreodată privită ca fiind ceva de la sine. Nu este de la sine. Este ceva care se învață și este ceva care se învață de la Domnul. Pe acest motiv, datorită faptului deci că ucenicii au înțeles însemnătatea rugăciunii, atunci ei au venit la Mântuitorul și au spus: învață-ne să ne rugăm. Învață-ne. Adică se învață lucrul acesta. Adesea nu am dat importanță ideii de a învăța în alta știința rugăciunii, pentru că am gândit că Dumnezeu și așa știe toate lucrurile și e adevărat lucrul acesta. Noi nu informăm pe Dumnezeu în rugăciune. Nu. Dimpotrivă, El ne informează pe noi. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu știe sau nu ce am vrea să spunem și indiferent cu ce cuvinte spunem noi sau cum am încercat să
prezentăm într-un fel sau în altul, el merge direct la izvorul adevărului. Întrebarea nu este aceasta. Acest lucru ne este clar. Întrebarea este, are rugăciunea vreun impact asupra ta? Aici este marea problemă. Dragii mei, este de egală însemnătate. Dacă nu, cumva ar trebui să reversăm noțiunile. Noi avem mare grijă cum vorbim cu Dumnezeu. Bine facem, cu tot respectul, cu toată sfințenia, cu toată adorarea și iubirea. Bine facem. Dar acordăm noi o grijă egală și felului cum vorbim cu propriul nostru suflet. Ne dăm seama că în felul în care ne rugăm noi, conducem sufletul nostru într-o experiență cu Dumnezeu. În urma rugăciunii noastre, sufletul nostru va rămâne fie înălțat, fie deprimat. Rugăciunea nu este o petiție pe care o punem într-o cutie poștală și plecăm mai departe. Rugăciunea este ceva care are impact asupra sufletelor noastre, în primul și în primul rând. Noi luăm cartofi din câmp și legume și de toate, dar nu le mâncăm ca atare, cu pământ pe ele sau așa cum le-am adus de acolo, le pregătim. La fel, rugăciunea trebuie pregătită pentru că ea pregătește sufletul. Rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu. În el nu este schimbare și nici umbră de mutare. Și cine crede că prin insistență sau prin formule de un fel sau altul schimbă ceva în Dumnezeu, omul acela a înțeles puțin sau greșit, foarte greșit. Schimbarea adevărată se produce în noi. Venim la rugăciune uneori deprimați, căzuți, descurajați și plecăm de la rugăciune ridicați sufletește. Venim la rugăciune poate plin de îngânfare, plin de merite, plin de noi. Eu postez de două ori pe săptămână, dau 10 fel de fel, aceasta se numea rugăciune și plecăm de acolo înfrânți. Omul acela nu s-a coborât acasă socotit neprihănit. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să subliniez în această prezentare inițială asupra rugăciunii, roagă-te pentru rugăciunea ta, este faptul că rugăciunea are un foarte puternic, un total impact asupra ta. Primul lucru și obiectivul schimbării ei nu este Dumnezeu, așa cum am spus, ci ești chiar tu. E chiar ființa ta. Astfel că noi trebuie să venim la Domnul Iisus Hristos și să învățăm să ne rugăm. Noi trebuie să căutăm în Scripturi știința aceasta și trebuie să observăm cu atenție în viața noastră tot ce poate fi învățat din experiența noastră. Ce am înțeles din rugăciunea aceasta, ce am înțeles din rugăciunea cealaltă. Cineva mi-a trimis de curând 8 pagini cu rugăciuni extrase din diverse predici pe care le-am ținut. Când am revăzut aceste rugăciuni, am trăit acea experiență pe care o are un copil când primește răspunsul la o întrebare extrem de complexă. A crezut el că nici nu există răspuns și este așa de uimit deodată când vede răspunsul. Wow! Acesta e răspunsul. Așa am privit lucrurile acestea. Rugăciunea este, de fapt, viața sufletului nostru. Predica, purtarea noastră, modul de viață, acestea sunt manifestările vizibile ale vieții nevăzute a rugăciunii care se desfășoară în sufletul nostru. Este, de fapt, un lucru asupra căruia ar trebui să se predea o înaltă știință în școlile teologice. Se învață multă politică bisericească, fel de fel de lucruri, dar în acest domeniu este foarte sărac în transmiterea cunoștințelor. Ucenicii nu erau oameni care nu se rugau, dar când au auzit rugăciunea lui Iisus, i-au venit înaintea lui și au spus, învață-ne să ne rugăm. Păi da, nu știți? Păi s-a vede clar că nu știm. De moment ce am văzut cum te rogi tu, de moment ce am fost martori ai rugăciunii tale, ne-am dat seama că, de fapt, noi nu știm să ne rugăm. Și lucrul acesta este confirmat și de Duhul Sfânt, care spune prin Pavel Apostolul, căci nu știm să ne rugăm. Duhul mijlocește pentru noi, pentru că nu știm să ne rugăm. De altfel, o să venim la acest punct în cursul prezentării noastre. A venit la el într-o zi și, așa cum a spune cuvântul, l-au întrebat, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus le-a spus, iată cum trebuie să vă rugați. Și a dictat rugăciunea pe care noi o numim
Tatăl nostru, sau rugăciunea domnească. În Matei 6:9, Mântuitorul spune, rugăciunea nu este informarea lui Dumnezeu cu privire la situația ta, pentru că Tatăl vostru care este în ceruri știe de ce aveți nevoie înainte să cereți voi, Matei 6:8. El știe aceste lucruri, nu e nevoie de informație. Atunci când noi informăm pe Dumnezeu cu privire la ceea ce ne lipsește sau la ceea ce am dori, noi de fapt manifestăm necredința în faptul că El știe deja. Îi spunem noi. Sau vrem să îl acuzăm, să îl certăm, nu-ți pasă, știi și nu-ți pasă în acest sens. Dar oricare ar fi situația în care ne găsim, noi venim înaintea lui Dumnezeu pe un teren cunoscut. Lucrurile care nu s-au petrecut încă sunt la timpul trecut pentru El. Îi spunea lui Petru, vezi că în noaptea asta păcătuiești, vezi că te întorci înapoi la Dumnezeu și vei face următoarea lucrare. Nu se întâmplase încă nimic. El cunoaște sfârșitul de la început. Deci nu e vorba de informare. Dacă ne uităm cu atenție la rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea aceasta este de fapt o mărturisire de credință. Prin aceste cuvinte, noi mărturisim înaintea lui Dumnezeu unde stăm noi în credință cu privire la El. La sfințirea numelui Lui, acest lucru e obiectivul, de aceea trăiesc, e obiectivul vieții mele, sfințească-se numele Tău. Împărăția Ta este lucrarea vieții mele pe pământ. Voia Ta, acesta este punctul cel mai însemnat, voia Ta în armonie între cer și pământ este preocuparea sufletului meu. Celelalte, cu pâinea noastră pe care ne-o dai astăzi și iertarea greșelilor noastre precum noi iertăm celorlalți și prevenirea păcatului nu ne duce în ispită, nu biruința asupra păcatului, prevenirea păcatului nu ne duce în ispită, izbăvirea din mâna celui rău, toate aceste lucruri sunt legate de voia lui Dumnezeu în viața mea. Dă-mi aceste lucruri. Aceasta e mărturisire de credință. Observați foarte bine lucrul acesta. Și are o atât de adâncă însemnătate. Știți că rămâne deschis meditației noastre. Luați pe rând. Duhul Sfânt vă va vorbi când vom lua cuvintele acestea pe rând și vom auzi ecoul și adâncimea unor înțelesuri pe care nu le-am prins pe linie de simplu, să zicem, de intelect, ci pe linie de descoperire dumnezeiască. Aceasta este rugăciunea. Rugăciunea nu are ca obiectiv schimbarea situației, ci are ca obiectiv echiparea noastră, pregătirea noastră pentru situație. Nu schimbă misiunea noastră pe pământ, niciodată. Purtarea chipului lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta este menirea noastră, aceasta înseamnă ființă umană, om. Aceasta înseamnă om. Nu schimbă aceasta, ci ne schimbă pe noi, ne pregătește, ne echipează pe noi pentru lucrul acesta. Este o știință înaltă și sunt multe lucruri pe care n-am îndrăznit să le facem și dacă ne-ar pune cineva să le facem, am spune, nu, n-am învățat, eu nu pot să fac așa ceva, că eu n-am învățat lucrul acesta. De aceea, în domeniul rugăciunii, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem cât de important este să învățăm lucrul acesta și ce este de fapt rugăciunea în sine. N-aveam noi cum să ieșim din negura păgânismului liberi. Nu aveam cum. Era de așteptat ca Egiptul să... Ei au ieșit din Egipt, dar Egiptul n-a ieșit din ei. La fel este de așteptat în viața noastră. Adică influențe păgâne, influențe ale necredinței, ale materialismului lumii noastre, ale mândriei, îngânfăriei, răutății ei în general, toate aceste manifestări sunt în jurul nostru, trăim în ele, ne mișcăm în ele. În mijlocul acestor lucruri există o singură formă de protecție a sufletului nostru, prezența lui Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea înseamnă cultivarea prezenței lui Dumnezeu
Nu întâlnirea cu Dumnezeu la masă, la culcare, la plecare, la venire, să ne rugăm și hai să plecăm cu mașina. Rugăciunea este cultivarea prezenței neîntrerupte a lui Dumnezeu. Rugați-vă astfel, a spus Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a spus ce să ne rugăm. Aceasta rămâne la dispoziția sau ca expresia a fiecărui suflet în parte. Nu ce să ne rugăm. Repetați așa, ziceți după mine. Nu. Ci a spus cum să ne rugăm. Uite, adresați-vă în acest fel. Și miezul, centrul rugăciunii, este mărturisirea credinței noastre în Dumnezeu. De ce trebuie să mărturisim această credință în Dumnezeu? Pentru că se stinge. Domnul i-a spus lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine, altfel se stinge, se răcește, moare. Rugăciunea este aceea care ne păstrează totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Și lucru cel mai însemnat este că atunci când se întâmplă să rătăcim în gândurile noastre sau să pierdem din vedere prezența lui Dumnezeu, simțim această alarmă, aceasta în suflet imediat. Nu numai că suntem în permanentă legătură cu Dumnezeu, ci suntem binecuvântați cu această asigurare, cu această pace a sufletului, indiferent dacă s-ar arunca munții în inima mărilor, ei nu pot să tulbure pacea sufletului care este în comuniune cu Tatăl, în rugăciune, în Duh, în prezența lui Dumnezeu. Se spune că Iisus dormea în corabie. Nu poate să doarmă nimeni pe furtuna aceea în corabie. Iisus se odihnea în prezența lui Dumnezeu. Corabia e coajă de nucă, mare e supărată. Iisus se odihnea în prezența lui Dumnezeu. Sufletul omenesc nu va găsi niciodată odihnă prin nimic, prin ceva, sau prin undeva, sau prin altceva, ci va găsi această odihnă doar în prezența sfântă a lui Dumnezeu. Toate lucrurile despre care Mântuitorul a vorbit în rugăciunea domnească sunt, de fapt, ținta sau motorul sau motivul vieții noastre de credință. De aceea trăim pe pământ, de aceea luptăm, de aceea jertfim, de aceea sperăm. Toate aceste lucruri, împărăția lui Dumnezeu în ființa noastră. Aș vrea să luăm primul cuvânt al rugăciunii, Tatăl nostru, care spune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Nu știu dacă pot să am pretenție să fie sfințit numele lui Dumnezeu pe stradă. Am dorința aceasta și mă rog și cred în niște străzi pe care numele lui Dumnezeu va fi sfințit de plin, pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Ne îndreptăm către acolo. Cred lucrul acesta. Nu pot să am pretenția aceasta nici chiar în familia mea. Fiecare dintre membrii familiei are libertatea să sfințească pe Hristos în inima lui sau să nu. De aceea, singurul lucru care rămâne și care este pentru mine o chemare sfântă și pentru tine de asemenea, este ca în viața ta să fie sfințit numele lui Dumnezeu. Și atunci când tu te pregătești să dai un răspuns, te pregătești să faci un lucru sau altul, prima ta întrebare este, va fi sfințit numele lui Dumnezeu prin ceea ce fac eu sau oamenii vor înjura de Dumnezeu din cauza aceasta? Adesea ne este așezată în față o momeală. Dacă faci lucrul acesta, uite ce vei avea. În momeala aceea este un cârlig, bineînțeles. Ați observat ce s-a întâmplat cu Samson. Niciodată sufletul omenesc nu va fi răsplătit, nu va fi fericit, nu va fi bucurat de un lucru sau altul obținut prin necinstirea numelui lui Dumnezeu. Niciodată. Biblia spune, nimeni nu se poate bucura fără Dumnezeu. Nu, așa ceva nu există. Bucuria aceasta. Având în vedere lucrul acesta, permanent înaintea sufletului nostru trebuie să stea gândul și întrebarea, sfințesc eu pe Dumnezeu prin ceea ce vorbesc, prin ceea ce înfăptuiesc, prin locul unde mă duc, prin felul cum petrec timpul și resursele mele și darurile care mi-au fost date, sfințesc eu pe Dumnezeu. Este Dumnezeu sfințit? Spunea Mântuitorul ca oamenii văzând viața voastră să slăvească pe Dumnezeu. Aceasta este înalta noastră chemare.
Lucrul acesta, într-adevăr, lasă în inimă o așa de adâncă pace care nu poate fi tulburată nici în furtună, indiferent de ce fel ar putea fi furtuna. Ea rămâne pentru totdeauna și este deasupra oricărei științe. Dar, din nou, ea nu este o tehnică, ea nu este o instruire, ci ea este rodul prezenței lui Dumnezeu în sufletele noastre. Viața noastră duhovnicească este viață de rugăciune. Rugăciunea înseamnă cultivarea prezenței lui Dumnezeu în ființa noastră. În 1 Corinteni, capitolul 14 și începând de la versetul 14, Pavel spune, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică a te ruga cu mintea înseamnă a lua seama la ceea ce spui în rugăciune. Păi da, nu e cazul, pot să recit o poezie. Cineva chiar prindea muște într-o biserică în timpul unei nunți. Prindea niște muște în timp ce rostea rugăciunea acolo. Lucrul acesta, ar zice cineva, e dovada unei imaturități spirituale. E mai mult de atât. Este literalmente otrăvirea și dărâmarea credinței tale în sufletul tău. În momentul în care te rogi așa, în joacă lui Dumnezeu sau în trecere sau în flecăreală în prezența lui Dumnezeu. Aceasta dărâmă și distruge credința ta. Coboară imaginea lui Dumnezeu, nu pe Dumnezeu, Dumnezeu e același era și în veci, dar ceea ce crezi și vezi tu în Dumnezeu, prin felul cum te rogi, coboară imaginea aceasta fie la rândul sau la nivelul lucrurilor de rând, fie Domnul este înălțat. El, cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă cum te-ar putea cuprinde mintea mea sau casa aceasta. În funcție de ceea ce vedem în Dumnezeu, credința noastră va crește sau se va ruina în timp. De aceea a strigat Iisus către Petru, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, pentru că felul cum tu intri în această încercare cu încredere în sine, te încrezi în tine și disprețuiești pe toți ceilalți, chiar dacă toată lumea, tu ești mai bun decât toată lumea, aceasta e rețeta înfrângerii, deci ești pregătit să cazi. Știu ce se va întâmpla. În momentul acesta, tu vei suferi o puternică înfrângere în credință și riscul este ca tu să pierzi credința ta pe care o ai în mine și pe care ai mărturisit-o. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Această mărturisire pierde puterea ei asupra ta. Nu, Hristos rămâne același ieri, azi și în veci. Nu se întâmplă nimic. În El nu e schimbare și nu e umbră de mutare, dar la tine se schimbă mult. În funcție de felul cum vezi pe Dumnezeu, așa îți va fi viața. În felul acesta vei cultiva prezența lui Dumnezeu. E una să ai pe cineva în casă care ești, te-ai obișnuit, îl privești ca pe ceva de toate zilele și este cu totul altceva să ai pe cineva, știu eu, oficial sau într-o anumită slujbă. Atitudinea ta, purtarea ta, toate acestea imediat se aliniază cu însemnătatea pe care tu o acorzi celui care este prezent sau în prezența căruia te găsești. Mă voi ruga cu Duhul, adică pun suflet, nu prin muște în timpul rugăciunii. Nu repet poezii, nu spun cuvinte învățate pe din afară, ci sunt în permanentă, sunt în prezența lui Dumnezeu, în comuniune cu cerul când rostesc aceste cuvinte. Mă voi ruga cu Duhul, participă întreaga ființa mea. Adesea emoțiile noastre, sufletescul din noi, au fost suprimate, au fost disprețuite, au fost vorbite de rău, au fost îndepărtate ca fiind un fel de slăbiciune, de oameni mici. Dacă ai fi spus lui Hitler despre milă sau despre împreună simțire, ar fi rânjit demonic la astfel de cuvinte. Dar nu numai lui, ci tuturor urmașilor lui, care nu mai au suflet de mult. Biblia spune, mă voi ruga cu Duhul. Adică, vezi, Duhul tău participă la rugăciunea ta? Pui suflet în ceea ce spui? De unde credeți că a izvorât sânge
pe fruntea lui Iisus în timpul rugăciunii lui în Ghetsemani. Din faptul că sufletul lui participa, trăia această rugăciune. Dar mă voi ruga și cu mintea. Adică sunt oameni care vorbesc despre rugăciunea în Duhul ca fiind o experiență fără control, literalmente. Așa ceva nu există. Niciodată nu ne va fi imputat sau răsplătit ceva asupra căreia nu ne-am dat consimțământul sau pentru care nu ne-am pronunțat cu da sau nu. Nu. Numai la ceea ce a participat ființa noastră, acel lucru poate fi legat de făptura noastră. Sunt situații grave, spre exemplu, oamenii au comis crime sau nenorociri în inconștiență, somnambul sau boli psihice, mentale. Un astfel de om, nici pentru o astfel de crimă, nu poate fi incriminat. El este izolat, bineînțeles, dar se știe clar că nu a făcut lucrul acesta conștient. Binele se supune aceleiași legi. Rugăciunea excelează deasupra tuturor acestora. Împreună cu Duhul trebuie să participe mintea ta la ceea ce spui. Altfel spune Pavel, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, că dacă nu, să zicem că vorbim ne rugăm într-o altă limbă, în latină, sau într-o altă limbă pe care nu o înțelegem, sau învățăm o rugăciune în chineză, în ceva, și spunem această rugăciune. Duhul meu se roagă, spunând această rugăciune, dar mintea mea e fără rod. Nu rodește nimic în mintea mea, pentru că nu înțeleg, nu particip la ceea ce spun. De aceea rugăciunea, așa cum este inspirată de Duhul lui Dumnezeu, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Mă voi ruga cu Duhul, mă voi ruga cu mintea, voi cânta cu Duhul și voi cânta și cu mintea. Cântările pe care le cântăm la biserică, unele dintre ele am cântat de atâtea ori, încât au devenit pentru noi simple sunete, fără niciun fel de impact asupra sufletului nostru. Sunt oameni care, auzind pentru prima dată acea cântare, sufletul participă la așa ceva, au lăcrimat sau au zâmbit. Iar alții care le-au cântat de atâtea ori încât nu mai produc niciun fel de impresie asupra lor. Atenție! Cântarea noastră este rugăciunea noastră cântată. Însă și aici, ca și în rugăciunea rostită, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Lucrul acesta ar trebui predat de dirijori corurilor, ar trebui predat la biserică, ar trebui, bineînțeles, și este necesar, e parte din viața de rugăciune a noastră ca ființă și ca familie a bisericii. Cooperarea aceasta de la Domnul Iisus Hristos, expresia aceasta de la Duhul lui Dumnezeu, între Duh și minte, este idealul lui Dumnezeu pentru ființa noastră. Aceasta e adevărata rugăciune. Rugăciunea rostită numai cu mintea, dar fără participarea sufletului, este moartă. Iar rugăciunea rostită numai cu Duhul, dar fără participarea minții, rugăciunea aceea este inconștientă. Iubiții mei, să mergem pe urmele cuvântului lui Dumnezeu, care ne-a trasat această cale, și să ne rugăm împreună Domnului nostru Iisus Hristos, să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl nostru, să ne rugăm prin Duhul Sfânt, ca rugăciunea noastră să fie de inspirație dumnezeiască. Și în sensul acesta aș dori să resubliniez cererea ucenicilor. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Da, Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ai deschis ochii noștri asupra însemnătății comuniunii cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta nespus de prețioasă. Rămână Duhul Tău înăuntru inimilor noastre și vieților noastre și fă ca mintea noastră să fie totdeauna în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Ne închinăm Ție, Doamne, Te binecuvântăm și Te slăvim în veci de veci. Amin.